Zi-mi o persoană, persoana sau persoanele de la care consider că ai învățat cel mai mult în viață. Ți-am spus Ștefan, domnul Ștefan Cliseru, mama mea și fratele meu, Dumnezeu să-l ierte. Sunt trei persoane care m-au ajutat, m-au îndrumat cumva spre lucrurile bune pe care le fac. Nu spun de lucrurile rele pe care le fac. Acolo nu știm cine te-a îndrumat. Și nici nu o să aflați. Dacă ai putea avea o singură superputere, care ar fi? Să vindec. Să vindec, să vindec oameni. Să vindec bolile astea care să vindecă, dar nu în România. Să vindecă numai pe afară. Dacă ai putea stabili o regulă pe care să respecte toată lumea. Nu minți. Să nu minți. Că dacă nu minți, nu mai avem surprize, nu mai avem decepții, nu mai... Bă, nu mai minți. Foarte multe lucruri proaste tragedii cumva pentru copii sau și pentru oameni mai merg de la o mică minciună. Uh-huh. Nu minți. Și dacă nu minți, atunci toate lucrurile sunt ok. De la început. Pe tine nu pot să te întreb, nu pot să-ți pun întrebarea ce e special despre locul în care te-ai născut, că... Bine, ce e special despre locul în care te-ai născut în afară de mare? Eu nu iubesc Constanța. Eu nu. M-am născut în Constanța, dar nu. Mie îmi place... Haosul de aici? Nu, nu. Eu iubesc țara asta pentru oameni, pentru ăla care poți să te duci la două noapte la el la ușă și să bucură că te vede. Da. Știi? Cu care poți să bea un șpriț, să zic, mai stai mă până la două noapte, mâine avem muncă la șapte. Ah, mergem așa. Și totuși facem niște... Asta nu e chiar foarte bine ceea ce spui, ca și cum aș vorbi acum la un șpriț cu un prieten, dar... Înțelegeți ce vreți, ce zic eu, nu ce vreți voi. Am fost plecat în continuu, am fost plecat și în America, am fost plecat în Asia, în toată Asia, cu emisiunea. Sunt niște oameni ciudați, groaznici. Noi avem un popor mișto, oameni frumoși, oameni curați. Și în Europa mi se pare că sunt super dubioși, chiar și aproape. Și în Europa sunt niște... Nu aș pleca nicăieri. Mie îmi place și locul care, pe care l-am iubit eu cel mai tare a fost unde a fost bunicii mei și unde am crescut. Mi-a fost rușine să spun până acum, dar nu mai merg. Și în Valea Ciorii. Eu la Valea Ciorii am crescut. Și acolo mi-a plăcut mie foarte tare. Constanța, de când l-am pierdut pe fratele meu, eu nu mai... Mă duc doar toamna la mare, că îmi place marea toamna. Și atât. Uite, vreau să-mi zici o amintire frumoasă care îți vine acum în minte din copilărie, de când erai mic. Păi, cum stăteam în casă și mă uitam pe geam și ningea și bunica mea făcea focul și îmi făcea scoverci pe sobă. Pe sobă, da. Și mirosea într-un fel în casă. Și mă uitam pe geam și era în zăpadă, în curte și de-abia așteptam să ies să mă joc cu Sania, să mă tragă cu Sania și să... Erau niște lucruri pe care văd că nu mai e bucuria azi asta, nu mai sunt. Experimentează copiii, da. Ce regreți că n-ai învățat să faci sau n-ai făcut la momentul potrivit? Engleză. Regret că nu am învățat limba engleză așa cum ar fi trebuit să o învăț. Am pierdut foarte mult cu limba asta. Am fost îndrăgostit de profesoara mea de engleză și mă gândeam la cu totul și cu totul altceva decât la învățat. Foarte frumoasă profesoara mea de engleză. Și nu am învățat și mi-a fost greu. Zi-mi un lucru despre care vrea să știi mai multe. Un domeniu care te pasionează și... Despre cinematografie. Zi-mi dacă ai putea să-ți alegi... o epocă în care să te duci tot așa, pentru o perioadă scurtă, o zi, două, da. Să o vizitezi. Nu pentru o perioadă scurtă. Mult? Yes. Pe viață. Aș... în anul 1000... Mamă, nu știu anul. Exact, că nu știu exact cu istoria, să nu dau greș. Dar undeva înaintea lui Ceaușescu a fost 1900... 1900... 1900...
până 1920-1940. Uh-huh, uh-huh. Ți-ar plăcea atunci? Da. La noi, îmbrăcau, în România. La noi. Era Micul Paris. Cum? Da, Micul Paris. Eram... Deci ai vrea să trăiești în Micul Paris. Da. Interesant că tot aici. Femeile erau un pic mai... mai femei. Erau mai cu respect, mai cu, știi? Erau. Acum, dacă văd un de scurt și vă îmbrăcați cu pantaloni, e greu tare să vă deosebim, adică de la ton. Pentru că tonul nu mai e feminin. Tonul este bărbătesc, cumva. Ai, 60% din femeile pe care le-am întâlnit eu au ton bărbătesc. De-aia vreau în 1920, pentru că atunci erau toate femei. Pustițe lungi, umbreluțe. Cu ce trebuie, da. Zi-mi o țară pe care ai vizitat-o și nu te-ai mai întoarce. Că nu ți-a toate plăcut. Toate țările pe care le-am vizitat eu. Pot zic un continent ca să spun toată Asia. Da. Toată Asia. Că nu pot să vă zic acum. Mumbai, Thailanda, unde am fost. Toată Asia. Nu m-aș mai întoarce niciodată. Vreau nici plătit. Deci dacă mă plătesc acum să mai merg și eu. Și să știi că nu m-aș întoarce în Istanbul. Am fost doar acolo, în Asia și nu. Mă rog, da, din propriu spus. Nu mai vreau niciodată să... Șezi. Ei sunt neamuri. Dar la el s-a întâmplat ceva, nu știu. Ceva s-a întâmplat. Ok, puile, du-te. Zi-mi dacă ai vreun obicei sau vreun tabiet pe care ceilalți l-ar considera de modă veche. Că tot ți-ar plăcea să trăiești în 1990. Nu, sunt un om normal așa, mă spăl pe dinți dimineața. Nu știu dacă e un tabiet, dar mă spăl pe dinți dimineața. E bine. Zi-mi două reguli sau valori personale pe care nu le-ai încălcat niciodată. Mă rog, niciodată nu spui niciodată, dar totuși. Nu aș înșela. Înșelat, să vă gândiți la ce n-aș înșela eu. Ce n-aș înșela eu? Oamenii. Oamenii, bravo. Și cred că am zis tot. Două-s multe. Spune-mi care e întrebarea la care ți-ai dorit cel mai tare să știi răspunsul. Bă, n-aș vrea. N-ai vrea, nu? Nu, n-ai nicio întrebare. Nu aș vrea să știu niciun răspuns. Cum o vrea Dumnezeu, așa să fie. Nu aș vrea să știu răspuns la nimic. La absolut nimic. Ce te sperie cel mai tare? Care e cea mai mare frică a ta? Moartea. Mă sperie cel mai tare. Adică dacă s-ar prăpădi toți ai mei și aș rămâne singur, nu. Nu mai m-ar fi frică, cumva. E frică doar să nu-i las pe ei, știi? Zi-mi un lucru foarte stupid pe care l-ai făcut sau care ți s-a întâmplat, dar care a ieșit foarte bine până la urmă. Mă, cam tot ce fac eu... Începe... Prea, da, nu prea nu începe promițător. În afară de interviul ăsta în care eu nu m-aș uita la el. Adică credem foarte serios așa de... zic eu, de politică și de... eu fac lucrurile pe care vreau să le fac. Eu nu mă abțin absolut la nimic. Și unele lucruri pe care le-am făcut au fost și niște tâmpenii. De exemplu, Ochii tăi. Piesa Ochii tăi nu trebuia să fie pe album. Noi am dat 9 piese la București și ni le-au refuzat. Și au zis, bă, dacă nu sunt 10, nu vă luăm albumul. Uh-huh. Că erau pe casetă și trebuie să fie 5 pe parte, 5 pe partea cealaltă. Că dacă nu-s 5 pe partea cealaltă, rămân 4 și merge banda în gol. Și aia a devenit hitul suprem. Și am spus, n-avem să-ți mai dăm 10, 9 piese. Și am făcut o tâmpenie, piesa Ochii tăi, care am făcut-o în 2 ore. Și uite și tu, e o piesă care și acum, unde merg, se cântă și o știu copiii care n-aveau de unde. Adică aia pot să o numesc o tâmpenie care a ieșit foarte bine. Zi-mi o melodie pe care o asculți acum în continuu. Melodia preferată acum, da. Să mor de dragoste rănită. Da? Aia clasică? Da. Ce greșeală repeți în continuu? Zici, mamă, gata, de mâine nu mai fac asta. Încredere în oameni. Am încredere în oameni și tot timpul spun că nu mai dau credibilitate, nu mai dau, dar... Chiar am vrut să te întreb când îmi povestei despre asta, dacă totuși încă pornești de la nevinovăție. Pornești de la 100%. Îi dau încredere 100%. Și apoi scap. Și apoi nu mai rămâi cu nimic. Că... Ce minciună mică spui cel mai des? N-am fost eu. Ok. O definiție a iubirii. Ce înseamnă pentru tine?
O nebunie. O... Star Trek. Nu există iubire. Nu există iubire. Există iubire pentru copii, pentru părinți, dar iubirea față de o persoană nu există. Că dacă l-ai iubi, nu... Nu l-ai certa, nu l-ai... N-ai vrea să-l schimbi. N-ai vrea să-l schimbi, n-ai vrea să-i spui niște lucruri. Nu există iubire. Că dacă ar exista, cu siguranță noi am fi foarte fericiți și căsniciile noastre ar dura o până viață. La adânci poate. Cum The Notebook. Ne ținem de mână și ne iubim acolo poate. Sau poate, cine știe, există niște... Excepții. Excepții care... niște personaje care nu sunt omenești, sunt tot de pe altă planetă, extraterestri, care au și să iubesc așa. Dar nu există iubire. Trei lucruri mărunte care te fac foarte fericit. Telecomanda. Drona. Și peruța de dinți. Care e cel mai mare vis al tău acum? Să fac un film, să produc un film, să joc în el, să-l regizez, să îl finanțez, să aduc mâncarea eu, să fiu cascador. Eu tot cascador. Sergiu Nicolaescu. Eu un Sergiu Nicolaescu upgradat. E ce mi-aș dori foarte tare. Să fac și Doamne eu, ajută. Voi face cu siguranță. Îți dorim mult succes și îți mulțumim pentru interviul ăsta serios. Mulțumesc și eu pentru interviul ăsta serios. Și mai facem, tot, da? Tot a fost un, cum se numește, la pamfleu? Ceea ce ați urmărit astăzi? Da, nu credeți nimic din tot ce am spus.